Vacanța școlară din februarie 2025 a fost deja programată și anunțată de Ministrul Educației Ligiate ca pe rețelele sociale. Nici nu s-a încheiat vacanța de vară, iar elevii deja află când o vor avea pe cea de iarnă. Astfel, 22, de județe au optat ca aceasta să fie între 17 și 21 februarie, în timp ce alte 18 au ales perioada 24-28 februarie. Doar județul Bistița Năsăud a decis ca vacanța de iarnă a copilor să fie între 10 și 14 februarie. Rigiadeca a ținut să reamintească faptul că distracția pentru elevi se va încheia pe 9 septembrie când vor începe noul an școlar, iar primul interval de cursuri se va încheia pe 25 octombrie.